Vești destul de bune pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Aceștia învață să fie mult mai atenți la mesajele pe care le primesc. Totodată, nativii din zodiac au șansa să schimbe complet destinul. Ei vor primi toată energia de care au nevoie pentru a ieși dintr-un cerc vicios și a adopta un nou obicei sănătos. Berbec. Berbecii sunt sfătuiți să fie mult mai atenți la oamenii din jurul lor. Este o perioadă în care spui ordine în gânduri și începi să te gândești la ceea ce îți dorești de la viitorul tău. Vei vrea să ai alături persoane care să te motiveze și care să te ajute să evoluezi. Nu ai timp de pierdut. A sosit momentul să faci acea schimbare. Taur. Taurii sunt debusolați și nu înțeleg ce se întâmplă în viața lor personală. Pare că relația de cuplu ți aduce mai multă confuzie decât liniște și armonie. Poate că este momentul pentru o schimbare. Nu ar trebui să-ți fie teamă să iei o decizie pentru viitorul tău. Gemeni. Gemenii suferă din cauza unei relații eșuate. Astrele spun că nativii care au pus punct recent unei relații nu și-au vindecat sufletul. Gemenii trebuie să fie mult mai atenți la oamenii pe care îi lasă aproape de sufletul lor. Prea mult timp și-au pus încrederea în cine nu merită. Rac. Nativii din zodia racului ar trebui să aibă mai multă grijă de starea lor de sănătate. Pentru raci este o perioadă destul de grea. Aceștia au nevoie de sprijinul familiei pentru a trece peste momentele de cumpănă. Leu. Leii sunt mai puternici ca niciodată. Această perioadă este marcată de o creștere semnificativă pe plan profesional. În viața ta se întrevăd proiecte importante, vor avea loc multe surprize, iar acest lucru nu poate decât să te bucure. Fecioară. Se spune că nativii din zodia Fecioarei sunt pregătiți să lase oportunitățile să intre în viața lor. Această perioadă este marcată de multe schimbări. Programul tău va fi complet diferit, iar acest lucru nu pare să te deranjeze. Te vei adapta cu ușurință și vei reuși să pregătești o strategie care să te aducă în punctul în care reușești tot ce îți dorești. Balanță. Balanțele au nevoie de echilibru în viața lor. Această perioadă le arată nativilor din zodia Balanță că uneori trebuie să iau o pauză. Este o zi destul de dificilă. Balanțele s-ar putea să se numere printre zodiile care se confruntă cu probleme pe plan personal. Scorpion. Unele zodii au parte de câștiguri financiare importante în februarie. Nativii din zodia Scorpionului vor pune astăzi bazele unui proiect important. Această zi este una marcantă pentru scorpionii care vor să vadă rezultatele eforturilor pe care le-au depus în ultima perioadă. Nativii din zodia Săgetătorului vor avea parte de momente de neuitat alături de o persoană specială. A sosit momentul ca săgetătorii să iasă din zona de confort și să le ofere oamenilor o șansă de a intra în viața lor. Capricorn. Capricornii sunt muncitori și uită să aibă grijă de sufletul lor. Astrele spun că ar trebui ca acești nativi să-și pună în program și o pauză. Este important să se relaxeze și să se distanțeze puțin de grijile de zi cu zi. Vărsător. Nativii din zodia Vărsătorului vor vedea semnalele eforturilor pe care le-au depus. Viața se schimbă pentru vărsătorii care au muncit din greu pentru viitorul lor. Această perioadă le va arăta acestora cât de important este să se pună mai des pe primul loc. Pești. Se spune că nativii din zodia peștilor au parte de o zi frumoasă alături de persoanele dragi. Acești nativi primesc o vizită importantă. O persoană mai veche din trecutul tău va încerca să te contacteze și să te surprindă. Relatează România TV.ro.